Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Radu, am 7 ani și locuiesc în București. Sunt la școala 21 Liviu Rebreanu și sunt în clasa 1. Fac 4 ore pe zi. În fiecare zi, prima oră pe care o fac este română. Fac canto cu Amalia Uruc Oana. Fac pian cu domnul profesor Claudiu Stanciu. Fac canto de 1 an jumate cu Amalia Uruc Oana. Îmi place cu ea, e drăguță. Îmi place ce mă învață. La canto fac încălzire vocală și multe melodii învăț, cum ar fi Roar, pe care am imprimat-o azi. Îmi alege melodiile profesoara mea de canto. Sunt de acord cu ea tot timpul, că dacă nu aș fi, nu s-ar mai povesti. Corect. Ok. Spune-mi, te rog frumos, dacă ar fi să schimb 3 lucruri la școala ta, care ar fi acele? Aș vrea să schimb la școala mea. 1. Să avem o sală de sport în loc de o clasă de sport. 2. Să fie mai greu să învățăm înmulțiri. Și 3. Să fie colegi mai deștepți. Și 4. Să avem lecții de canto, chitară, pian. 5. Atâta tot. Materia mea preferată este arte și matematică. Aș introduce materia pe care mi-o doream toată viața, să învățăm pian. Spune-mi, ce este, după părerea ta, politică? În primul rând, nu știu ce înseamnă politică. Ce părere ai tu despre televizor și emisiunile de la televizor? Televizorul nu ajută atât de mult decât când e vremea. Am o emisiune la care am fost de 2 ori, Caravana Isteților, cu copii care cântă foarte frumos. Am cântat 2 piese, 1, Roar, pe care am imprimat-o azi, și 2, Grande Amore. Tu găsești că există vreo diferență între un artist și o vedetă? Nu, chiar nu cred că există o diferență în aceste 2 cuvinte, artist și vedetă, așa cred. Deci asta dorești tu, da? Da, vedetă și artist. Ce ai alege dintre scenă și televiziune și platoul de televiziune? Care ți-ar plăcea? Aș alege televiziunea. Mi-ar plăcea mai mult televiziunea pentru că mă văd toți oamenii. Pe scenă e bine, dar la televiziune e și mai bine. Pe scenă e foarte bine pentru că pe scenă pot să cânt. Cum e cu publicul? Cu publicul am puține, foarte puține emoții. Emoții și care mă deranjează, dar și care mă fac să cânt mai frumos. Unde ai vrea să ajungi? Cum ai vrea să ajungi? Ce ai vrea să... Aș vrea să ajung un mare, mare, foarte, foarte mare artist. Înseamnă să știu și să cânt la pian, și la chitară, și la voce, și la vioară, etică la toate instrumentele. Am prietene. Sunt frumoase, foarte, foarte frumoase și uneori chiar le iubesc. Adică 20. Știu câteva prietene. Antonia sau Beatriz, sau ultima prietenă, Maria. Am întâlnit-o la Cogaionon. Câte limbi străine știe Antonia? E în clasa a 5-a, deci ar trebui să știe vreo 5. Aproape 5, că nu știe germană. Deci știe engleză, franceză, italiană, cred. Asta cred. Și cam atât. Banii sunt importanți numai pentru cărți. Wow,
băiat sensibil? Sunt un băiat așa. Mă sperii la unele lucruri, dar nu sunt sensibil așa de sensibil. Când colegii îmi fac... Și acum am speriat singur. Ce animale îți plac? Îmi plac pisicile și foarte mult urși. Lupii nu-mi plac deloc. Ai un animal preferat? Da. Bon Jovi. În primul rând, îmi place pentru că îmi place foarte mult melodia It's My Life. Da. Și chiar în iunie sau iulie, nu știu sigur, plecăm la un concurs de-a lui. Vine în România.